că 25 de ani înseamnă o sumă, aș putea spune, pentru oriciun care face fashion. 25 de ani înseamnă foarte mult pentru o femeie care face un festival cu orice preț, așa cum s-a spus, fără sponsori, fără prea mult sprijin, bineînțeles, doar cu cel al autorităților, dar femeie care îl face indiferent de ce se întâmplă. Și spun asta pentru că, iată, în pandemie, ea vrea să ducă mai departe această tradiție a unui festival de calitate, un festival care, zic eu, nu este un festival local, ci unul cu oarește în față națională, pentru că spun asta că de aici au pornit foarte mulți designeri celebri, au început cariera mulți designeri celebri și nu în ultimul rând multe modele. Chiar dacă nu s-a putut face cu public, acest teatru care, de aceea am fost și eu emoționat de ani și ani la rândul, era full, era plin, acum a fost plin doar de câțiva oameni și spun doar cei, eu știu, presă, televiziune sau câțiva designeri, foarte extrem de puțin, dar astea sunt regulile și bineînțeles că neputându-se organiza un prezentări de modă, atunci am văzut niște slide-uri cu foste reprezentări de modă din ceea ce s-a întâmplat timp de 25 de ani, iar doamna Valeria Coman s-a gândit că este momentul să lanseze și o revistă. E bine, se poate face fashion și așa, spun și așa, însemnând faptul că suntem și suntem responsabili, respectăm această perioadă, pentru că numai așa vom reuși să trecem peste ceea ce este greu. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie ca viața să meargă înainte. Viața trebuie să meargă înainte, fashion-ul trebuie să meargă înainte, prezentările de modă trebuie să meargă înainte, creatorii, designerii trebuie să creeze în continuare și să se vândă, de ce nu, atât în România cât și pe piețele internaționale. În ceea ce privește acest festival cu culorile toamnei, am mai spus-o și o spun de 100.000 de ori, ei se datorează 100% acestei superbe doamne și făcând aceeași glumă pe care o fac în fiecare an și pe care eu o fac în fiecare an cu mine, arătându-mi meșul, afișul mare de pe spate, îmi spune, nu faceți o figură să nu vii la anul. Pentru că eu, mă rog, în ghilimele spus, bani de alt meș nu mai am, eu nu schimb acolo niciun nu. Ei bine, eu nu pentru asta vin, ci pentru ea, pentru omul Valeria Coman, pentru femeia Valeria Coman, pentru iubitorul de artă și de frumos și nu în ultimul rând de fashion. Ceea ce face ea de ani este de admirat, de aplaudat din toate punctele de vedere și tocmai de aceea încă o dată îi fac o declarație că o iubesc și țin atât de mult la ea cât îi doresc încă 100 de ani de aici încolo să poată să facă evenimente de modă. Chiar dacă le facem amândoi așa în baston, tot le facem. Și pentru că 25 de ani ar fi practic imposibil 25 de ediții să vorbim despre ele, doar atât cum să vă întrebi, dacă v-am mai amintit un moment în care doamna Valeria Coman l-a sunat pe Cătălin Botezatu și el a spus. Dar nu știu, probabil că era ceva cu Liviu Ionescu și cum e dânsa foarte grăbită. Dar trebuie să vii, e un festival foarte important, o să-ți placă, mai multe nu-mi spun, am și surprize pentru tine, tu trebuie să vii, ești președintele juriului. Punct. Am întrebat pe Liviu ce știi, Liviu o cunoștea dinainte și a zis, mergem, o să-ți placă. Și de atunci am venit, mi-a plăcut și m-am îndrăgostit de Festivalul Culorile Toamnei, încă o dată de Pitești, pentru că Pitești e un oraș frumos și nu în ultimul rând, de doamna Valeria. Festivalului, este fructul festivalului de modă și sper ca în fiecare an să ne vedem și să sărbătorim acest festival, să sărbătorim moda și frumusețea. Vă mai amintiți prima ediție, primul moment, primul crâncen, pentru că 25 de ani ar fi imposibil să vorbim aici
acest eveniment este un proiect al Asociației mele cu Brăile de Repartă și mi-amintesc cu drag, în 25 ani, am făcut acest festival unde Timișoara a luat Marele Premiu și în fiecare an mă gândesc cu nostalgie la acelați. Dar cel mai frumos este că în această revistă sunt trecuți toți câștigătorii și toate melodiile și modelele care au fost în acest timp alături de mine. V-ați gândit că vă și ce e de fiecare atât de altă? Hai că te sun eu când ești în acelea. Astăzi, la festival, inițialul de clasă, că nu știam de oameni, de cei care nu au disemnitate, dar am zis totuși să punctăm și să fie, să mergem înainte. De unde atâta energie pentru 25 de ediții? Cred că dumneavoastră îmi dați această energie. Cred că nu aș fi trăit dacă nu aș fi făcut acest festival. Spuneți-le un mesaj pentru cei care urmează să vină la un festival despre care vreau să vă zic așa. Este gratuit pentru toți designerii și este fără sponsor. Da, acest festival este unic în țară. Este gratuit, fără sponsor. Ați văzut că n-am niciun sponsor. Da? Și îi aștept pe toți să vină. Diploma care le dă Cătălin la acest festival este ca un pașaport spre celebritate. Îi aștept cu drag. Și un lucru la tine din toți cei care ne ascultă și care poate în viața lor să-ți tine la început de drum și nu îndrăznesc să viseze și au teme, iar dumneavoastră sunteți un exemplu și mentor pentru ei, așa cum s-a zis în seara asta, de zeci de ori. Eu zic ca fiecare copil, fiecare om are o mică pasiune. Acum, la bătrâneți, eu pictez. Wow! Da, am o expoziție de picturi. Da. Deci fiecare să-și facă, să se delecteze cu ceva. Da. Și îi îndemn ca să-și drume, să meargă pe visurile lor. Cu drag. De curând s-a făcut niște interviuri speciale pe tema aceasta și mulțumesc lui Dumnezeu că am trăit aceste momente speciale. Eu, momentan, sunt asistent medical și s-a făcut un pic tam-tam pe această temă, pentru că, într-adevăr, 39 de ani, exagerez, 25 de ani, însă până la 39 de ani eu am reușit această performanță, să spun așa, și mulțumesc Dumnezeu. Și mulțumesc și casei unui brand românesc care mi-a dat această oportunitate să prelungesc această pasiune, să spun așa. Un brand românesc cunoscut la noi în oraș, dacă pot să spun, sigur. Larissa Fashion. De fiecare dată m-a încântat cu rochile de seară acestui timp ce am fost prezentatoare acestui festival de modă. Și da, ce să spun, sunt emoționată și îmi dau seama cât
toate acestea, subliniez, toate acestea, pe lângă doamna Valeria acum și datorită acestui om minunat. Mulțumesc din suflet și eu și mă bucur că te-am revăzut și să sperăm că ne revedem și la anul cu bine și sănătoși. Doamne ajută! Super, ai văzut ce modelă de...